Am, am recunoscut că am făcut anumite lucruri. Uh, dar uh, nu am încredere că bunicul meu um, a semnat acest document. Am fost un suflet mult mai liber în întotdeauna și așa a fost viața mea până, până în acest punct. Deci, Pot să stau foarte supra pe mama mea cu ce a declarat. Dar pentru ce? Nu mă ajută cu nimic. De fapt, ea zice că n-a făcut o listă, dar în secret cred că a făcut o listă. <laughs> e foarte greu pentru oricine să... Tracă peste o ceată. Salutare dragilor și bine v-am regăsit la o nouă ediție de altceva. Astăzi va fi o ediție de colecție, pentru că invitatul meu din această emisiune, invitatul meu de astăzi, este coborât așa parcă din manualul de istorie a României și este un invitat cu totul și cu totul aparte, un invitat, la aș numi eu, de bază și îi spun bine ați venit, principe Nicolae al României. Bine am găsit! Spuneam că sunteți un capitol din manualul de istorie manualul de istorie care ne vorbește despre Casa Regală, ne vorbește despre monarhia din România Așa este, cred, sunt, nu mai sunt cel mai tânăr, sau din cea mai tânără generație acum. Copiii mei au preluat ștafete deja, dar, într-adevăr, este o responsabilitate să trimit mai departe tot ce nu este învățat în școală, poate, sau ce am învățat la bunicii și această misiune. În diferite situații trebuie să continue. Și de ce nu să scoatem la suprafață și istoria necenzurată a casei regale? Pentru că în perioada post-1948, uh -huh. regimul din acele vremuri s-a îngrijit cumva să prezinte o altă față a casei regale și o altă față a monarhiei. Așa este și, într-un fel, a și continuat așa. Uh, cu ONG-ul meu am un proiect, se numește istorie Regalității în școl. Cu asta merg prin școli. Vorbesc despre această perioadă. Adică, acest capitol din istorie noastră, cred că putem să zicem, este un capitol de aur. O perioadă în care România s-a dezvoltat. Și s-a dezvoltat să fie pe același nivel ca să zicem Germania, Franța, Marea Britanie și nu numai. Leu, de exemplu, a fost la fel de puternic ca uh, France, din, din Franța, de exemplu. Uh, să facem o comparație. Cum folosim euro astăzi, așa a fost cam leu atunci, pe vremea anilor 20. O monedă puternică. Exact, exact. De altfel. Perioada interbelică este considerată perioada de glorie a societății din România, cu toate că au fost anumite accente de corupție, au fost anumite crize, dar peste tot este considerată perioada interbelică o perioadă de dezvoltare Așa a statului. Vreau să întreb dacă generația actuală mai manifestă interes față de istorie, pentru că uh -huh. mi-ați amintit uh, acum câteva minute despre această campanie derulată în școli, dacă mai sunt tinerii uh, interesați de istorie, de casa regală, dacă ei în ceea ce le arătați mai uh, caută modelul uh -huh. pe care nu-l au sau poate că societatea de astăzi nu-l oferă este și există un interes, chiar o pasiune de la mai mulți elevi. dar înainte asta, dacă nu știi ce îmi pare să pună, de, poate, sau nu știi anumite detalii despre anumite perioade, cum poți să ai o pasiune, cum poți să ai un interes? În școală nu este învățat cum trebuie. Asta trebuie să se schimbe. Și cred că trebuie să fie ceva, un subiect obligatoriu pentru elev. Um, dar uh, cu discuții cu, cu elevi. Um, ei sunt foarte conștienți că Carol I a făcut anumite lucruri, mai ales Regina Maria, nu putem să o evităm să, să nu vorbim despre ea. Um, Ferdinand, la fel. Um, și, bineînțeles, fiindcă um, eu sunt uh, uh, pus în cu bunicul meu uh, de mai multe ori, fiindcă am venit în 92 când a fost un moment istoric pentru țară și pentru familie oameni automat fac o, o legătură și, bineînțeles, e, e un mare interes uh, să știe mai multe despre bunicul meu de la mine și mă bucur că elevii, de fapt, au anumite întrebări foarte importante și vor să, vor să înțelagă uh, cât mai multe detalii. Um, am două ore, în mod normal, cu, cu elevii, deci nu pot să dau o lecție, nu pot să, să explic foarte multe lucruri, dar... Pot să deschid mai, acest capitol? Pot să dau câteva detalii. Mai puțin de două ore, <laughs> dar curiozitatea mea este la fel de mare, și uh, vom uh, încerca să aflăm foarte multe lucruri chiar despre bunicul și despre bunica. Mm -hmm. Până atunci, eu aș lua-o cumva uh, cronologic, aș privi și aș funcționa această discuție. Sunteți uh, fiul uh, Principesei Elena a României și al unui regretat uh, profesor, uh, Robin uh, Medford, uh, Medford Mills. Da. Ați copilărit uh, între Sudan, Elveția, ați, copilăria uh, va uh, purtat în Franța, va purtat în uh, Marea Britanie, dar uh, primii doi ani ați fost uh, cumva pe drumuri între Sudan și Elveția. Așa e, așa e. Tatăl meu a fost acolo pentru, pentru muncă. Cumva a ajuns acolo ca profesor de geografie și a început să, să fac o facultate, o universitate acolo. Și încet, încet, bineînțeles, s-a făcut prieten și unul fiind cineva care lucra la ONU. Și eventual și tatăl meu a intrat acolo și a început să, să lucrează pentru ONU și și el a ajuns în mai multe țări. Dar fiind faptul că aveați doi ani la acel moment cumva amintirile sunt estompate, dar fotografiile da. pe care le păstrați vorbesc despre uh, copilăria în Sudan? Am puține poze din păcate din, pecate, din uh, acea perioadă, dar uh, ce pozele pe care le am uh, sunt acolo, mai ales de Crăciun am văzut mai multe poze um, și mi-a că a fost o atmosferă foarte foarte plăcută Ați dar fără zăpadă fără. Cum era Crăciunul la acolo? Cum era Cre C Crăciunul? Pentru că și cum este Crăciunul în Africa? Pentru că ulterior v-ați întors nu în Sudan, da. dar v-ați întors în foarte multe țări, în acțiuni de caritate v-ați întors în Multe țări, le am făcut eu așa un inventar, Africa de Sud, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Madagascar, practic a devenit uh, Africa o a doua casă. Da, și așa m-am simțit uh, cumva acolo. Uh, dar am locuit mai mult, de fapt. De fapt, am locuit doar în Kenya și în celelalte țări am fost într-o excursie, uh, expediție, poate uh, și. N-am făcut niciodată Crăciunul acolo, Bine, am, tot timpul m-am dus acasă și am făcut zile respective cu, cu familie sau cu prieteni, depinde unde am fost în momentul respectiv. Reveneați în Anglia, acolo unde familia dumneavoastră locuia, da. până când părinții s-au separat. V-a afectat separarea părinților? Uh, cred că pentru orice copil un divorț uh, este greu, este dificil, este și dureros din când în când. Um, și bineînțeles, m-a afectat. Tatăl meu lucra pentru unul, trăia în alte țări. Nu l-am văzut foarte des. Um, stăteam, locuiam cu mama mea și tatăl meu vitreg. Um, și ce să zic, jos pălărie pe pentru la, la tatăl meu vitreg. Pentru că a luat mama mea cumva cu doi copii mici. Um, deci un mare lucru. Um, dar um, da, a fost... o persoană care lipsea din viața mea, a fost tatăl meu, fiindcă el a stat în străinătate și l-am văzut toată câteva ori pe an. Ați locuit lângă mama. Da. Și în acest tablou de familie, din acest tablou de familie, făcea parte și majestatea sa, din regele sens. Mihai I, care era bunicul dumneavoastră. Da. De altfel, în 1991 divorțează părinții, iar în 1992 ajungeți pentru prima dată în România, alături de bunicul. Bunicul care se întorsese uh -huh. după aproape 5 decenii. Da, da, da. În 1948 abdicase și a ales calea exilului, și în 1992 a revenit alături de dumneavoastră. Cum ați perceput acea vizită? <laughs> prin ochii copilului de atunci? primul rând aveam abia șapte ani uh, și a fost, mai bine zis, o mare aventură. N-am înțeles foarte mult ce s-a întâmplat. A durat mulți ani până am început să înțeleg uh, ce importanță a avut această, această vizită. Uh, dar atunci m-am trezit că sunt alături de bunicul meu, dar nu este bunicul meu, este mai mult. Um, asta a fost clar fiindcă milioane de oameni au, au, au ieșit în stradă uh, și oriunde n-am dus împreună, să zicem că stradă nu mai a existat, nu a mai existat, a fost un ocean de oameni să zic așa. Uh, și fiindcă toată lumea zicea numele lui, a fost un moment re remarcabil și, bineînțeles, istoric. Uh, Cred că dacă bunica mea ar fi luat alte decizii, poate țara ar fi fost uh, altceva acum, dar atunci uh, a fost un moment foarte complicat, cu foarte multe minciuri în jurul lui. Am, am învățat după uh, și a fost foarte greu pentru el când a plecat. El a crezut acest, că acest moment a fost începutul. Dar cred că a fost începutul sfârșitului, poate. România și reprimea regele, da. dar pe de altă parte existau uh, în jurul lui tot soiul de uh, neadevăruri pronunțate, da, 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 da. de interese. Poporul îl iubea, uh, în schimb, uh, regimul da. cumva păstra uh, rămășițe din uh, din. Ceea ce din perioada dinainte, de 89. Ce m-a impresionat, de fapt, și ce am învățat după, este mașinile de propagandă împotriva bunicului meu atunci. Nu s-au funcționat deloc. Incredibil asta. Incredibil. După aproape 5 decenii, și atâția oameni au ieșit. Incredibil. Ați crescut lângă bunicul. Ce mm -hmm. vă povestea bunicul despre România? Bunica mea a zis într-un interviu odată și n-a spus noi nepoții că eu am făcut cunoștință cu România înainte să pun primul picior. Eu sincer n-am înțeles asta. Cum pot să faci o cunoștință cu cineva sau cu ceva fără să fii față față cu acest lucru. Dar am înțeles asta abia 2000, după 2012, după ce m-am mutat aici și am început să călătoresc. Și încă în ziua de m mă aflu în anumite situații în care sunt acolo în poveste, poveștile bunicului meu. E, e, foarte, foarte frumos așa că încă el este cu mine cumva <laughs> într-un fel sau altul. Dar povestea cu, cu tristețe, cu tot, prin tot ce a trecut. A fost o lungă uh, din țară și așa mai departe. Bucurie, bineînțeles, cu familie, cu tot ce a trăit și nu numai alături de familie, alături de colegii lui de la clasă palatină, dar și alături de, de popor. Povestea despre peisaj, despre cultură, despre anumite tradiții. Era o țară de poveste. A fost, a fost. Direct dintr-o carte din... cum a revenit. A fost Pre frumos, dar de fapt așa este de fapt. Dacă ne uitam în jurul nostru și călătorim puțin, și cred că asta a fost bine pandemie pentru noi, a fost un moment foarte bun. România au călătorit mai mult și cred că au redescoperit țara și probabil um, au realizat ce țară avem. Este foarte frumoasă, cu un popor foarte deschis, un popor cald um, și primitor. Um, și așa a descris bunicul meu. Și uh, așa în continuu uh, se simte. Ați uh, sesizat vreodată tristețea pe care bunicul o avea față de nedreptatea pe care România, și nu România, pe care regimul celei epoci uh, i-a arătat-o? Ați sesizat suferința, dorul poate de țară, când vorbeam cu bunicul meu și am pus anumite întrebări, imediat am știut înainte să spună ceva că am atins un punct sensibil și el a fost foarte expresiv uh, prin ochii lui uh, și imediat dacă am atins subiectul cu 47-48 și primii ani în exil, imediat am, am văzut în ochii lui tristețe, ochii durere, uh, dor, uh, și m-a povestit cât de greu a fost să nu le convinge pe politicieni și alții în state, peste tot, prin Europa, când a făcut campanie în anii 40, anii 50, să, să spună chiar adevărul ce s-a întâmplat și cum a fost. Și nu numai, în anii 50-60 iarăși a încecat să spună, uite, nu e chiar așa. De fapt, este uh, o țară care a fost foarte bogată, dar acum nu e nimic. N-au mâncare, n-au curent, n-au apă, așa mai departe. Dar nimeni n-a vrut să ascultă, nimeni n-a vrut să, să ajută. Um, bine să știm că a fost o perioadă foarte complicată în diferite țări în Europa de, de Est. Um, dar, uh, da, a fost foarte greu pentru el să pentru că el a înțeles ce se întâmplă aici, dar n-a putut să facă absolut nimic. Adică, noi aici putem să stăm vis-a-vis, -vis, hai să zicem, eu zi din, nu uh, între să, noi, nu poți să mă uit să, la, la, să la, la cineva care este bătut, dar nu poți să faci nimic. Să că... interveniți. E foarte greu. E... La 16 ani, ați întâlnit-o pe uh, Regina Elisabeta a Marii Britanii la caselul Windsor, bunicul atunci împlinea 80 de ani și a fost uh, o petrecere uh, oferită pentru uh, bunicul dumneavoastră. Cum ați fost primit? Aveați 16 ani. La 16 ani, uh, de fapt, petrecerea pentru bunicul meu a fost... Uh, uh, principele Charles a fost casa, A fost la Highgrove, la el acasă, casa lui privată, și a fost minunat, foarte frumos, foarte intim, elegant. Um, dar am avut foarte multe emoții, <laughs> um, a fost alteță nu știu care, principele nu știu um, și așa mai departe în jurul meu și a fost prima dată când am, am uh, uh, avut această experiență cu oameni care nu am care nu l-am cunoscut înainte. Um, N-a fost zi, viața de zi de zi să, tot, uh, să socializez cu, cu alți alte, alte membri ai familiei regale, um, dar a fost foarte frumos și m-am bucurat că întotdeauna um, Principele Charles și Regina Elizabeth au avut uh, deschidere și caldură pentru, pentru meu. În uh, Indiferent de, de rudenie, um, au înțeles foarte bine ce om a fost bunică meu și ce a făcut pentru Europa. Um, prunzul de fapt, a, a avut loc când aveam. Cred că aveam 17 ani, poate. Sau 16 ani. Mă rog. <laughs> <laughs> uh, cred că e așa pentru oricine care merge la o întâlnire cu cineva foarte faimos, nu știi cum să compoți uh, ai frică să nu greșești, uh, emoții. Dar bunicul și așa a fost pentru sau, uh, bunica. Um, nu v-au făcut uh, instructajul dinainte? Indiferent, este Regina Angliei <laughs> și un adolescent de 16-17 ani, pentru prima dată, merge la Castelul Windsor și, oricum, Castelul Windsor este un simbol foarte puternic în Anglia, în orice pentru caz. Ca dar, rega. Regina Anglia. Acum, nu aș avea uh, emoții așa de mari ca, ca atunci, dar. Uh, da, dar după ce am așezat -am la masă, -am, a fost mult mai relaxat. Uh, Cățăi peste tot sub masă, stăteau <laughs> pe picioarele uh, și a fost mult mai relaxat. Era o fost... atmosferă de familie, pentru da, că da. bunicul făcea parte din da. familie. Dar atunci am fost fără, fără bunicul meu. A fost o, un prunz privat cu, cu regina, uh, cu soră mea, tatăl meu vitreg, mama mea uh, și am stat la capătul mesei la la Vis-a-vis -vis de, de Regina, a fost o masă mai mică, um, dar experiența a fost bă, bă, Regina? M -a Vă Regina? M-a întrebat ce fac, uh, cum e la școală, adică ca o bunică de fapt. Era <laughs> preocupat <laughs> la de rezultat? Da, da. Și <laughs> cum mergea la școală? Uh, nu mi-a plăcut școala unde am fost, dar uh, mi-a plăcut foarte mult că am avut colegii mei, prietenii mei, Lungă mine, 7 din 7 zile. Uh, am putut să joc sport aproape non-stop în fiecare zi, foarte des și. Da, dar uh... vom vorbi și despre uh, pasiunea uh, pentru sport, pentru că am găsit faptul că de-a lungul timpului ați practicat fotbal, hockey, rugby, cricket, tenis, caia canoe, ocazional tenis. Da. Care este sportul cel mai îndrăgit? Nu, no, nu știu ce să zic. Am avut, mai, am avut mai, multe perioade unde, când am practicat anumite sporturi, adică la un moment dat doar ciclism, la un moment dat doar rafting, la un moment dat doar cățărare, la un moment dat poate doar rugby sau fotbal și așa mai departe. Dar nu pot să zic... Există o echipă preferată, favorită, acolo în inimă, de fotbal? Nu, no, niciodată m am avut. Nu, 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 nu e devărat, de fapt. Când locuiam în nord estul la Anglie, cu părinții mei, sau, depinde cine a fost pe, pe locul 1 sau mai aproape, ori a fost, ori, ori a fost Newcastle sau Sunderland. <laughs> Se zice glory supporter în engleză. Uh, dar altfel nu, acum în ziua de astăzi nu. Bineînțeles, urmăresc uh, meciuri de, cu echipă națională în diferite sport. Acum încerc să țin într-un meci la un campionat uh, european, o, poate o finală de campionat european sau o finală de campionat mondial. Visăm acum între Anglia și România. Cu cine ați ține? România. Cu toate că v-ați construit personalitatea și ați, mare parte din copilărie, ați petrecut-o în Anglia. Așa este. Da, da. În Anglia, ca un om de rând, nu m-am simțit ca acasă. Aici mă simt ca acasă. Simțiți faptul că România vă iubește? Este foarte dificil să separ două vieți, adică, cum mă plimb în privat și nimeni nu știe cine sunt, și pate mai oficiale în care sunt recunoscut și presă și așa mai departe. Uh, dar um, când mă plimb așa și nimeni nu știe cine sunt așa, e mult mai frumos, e mult mai amuzant. Uh, și chiar vezi anumite lucruri care nu, nu cred că am vedea în mod normal, uh, dar uh, nu, aici mă simt mai foarte bine, indiferent de, 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 de profil, de, de funcție. Um, și iubesc această țară și tot ce are de oferit. Până avem absolut tot aici. Și ce istorie avem, ce cultură avem, ce tradiții mai ales avem, ce frumos este. Vă ascult acum vorbind de, de la persoana întâi, plural, avem. Și îmi dau seama că vă identificați deja și sunteți mai român decât englez, mai român decât elvețian, cu toate că uh, vă leagă și de elveția foarte multe lucruri, dar bunicul când vă povestea despre România, încercând așa să vă pună în temă ce veți găsi în România, vă spunea uh, despre lucruri care vă vor surprinde uh, și pe care le-ați întâlnit aici și v-au surprins într-adevăr, da și nu. Um, da, fiindcă e greu să să-mi imaginez cum este ceva dintr-o poveste. Până vezi ceva chiar cu ochii tăi, nu crezi că se poate să fie așa de frumos. Și de fapt că am realizat că se poate să fie așa de frumos și eu încă găsesc lucruri care n-am putut, putut până momentul respectiv să-mi imaginez că Chiar așa e. Și e și mai frumos. Um, avem foarte multe de descoperiri și cred că avem foarte multe zone neatinse aici în România și prin proiectul Via Transilvanică am găsit aminte locuri care. Da, mai. Nu pot să zici că asta e, e România, de fapt. Ai fi zis e Germania, nu știu. aveți Italia. Um, și legam peisajul respectiv cu o cultură, cu o tradiție. Când me vezi oameni care încă merg la, la, la biserică, în portul tradițional. Adică, nu există așa ceva în, în, în Europa, unde am fost eu. Poate există, dar unde am fost eu, n-am văzut așa. Tradiție încă vie, indiferent în de vârstă. Adică, despre ce vorbim? Aici e România, aici. Da, avem tot. Avem tot și e, e totul e viu. Bunica ce vă povestea despre România? Bunica? Um, povestea mai degrabă ce povestea bunică meu. Um, dar uh, ea a fost persoană care uh, a deschis, să zic, discuții la masă. Uh, la masă am vorbit mai mult, am ascultat la, la povești pentru că atunci indiferent ce facem mai înainte, n-a fost relevant la masă și masa a fost pentru toată lumea și poveștile pentru toată lumea. Um, și bunica mea știa ce întrebări să pună pentru bunica mea să răspundă, să scoată anumite, anumite detalii. El a, fost, el a fost foarte tacut, bunica mea, și um, dacă nu știai ce întrebare să pun, să pui, nu știai că a existat anumite detalii. Și, practic, bunica, Regina Ana, știa tot. Avea, avea cheița exact, și ea exact, să deschidă exact, exact, exact. acest cufăr. Exact, exact. Și așa a făcut și a fost minunat așa. Dar și ea a avut o anumită experiență aici, singură, fără bunicul. Când a venit, la început la anilor, anilor 90, de exemplu, și spre sfârșit, după, după 92-94, Uh, și chiar a venit după 97 de mai multe ori, fără, fără bunicul meu, uh, chiar dacă el a avut cetățenie înapoi și a, avut, a putut să vină ca un uh, om liber. Uh, dar uh, a vorbit în întotdeauna despre căldură, despre deschidere. Uh, și încă există asta aici. Okay, poate nu, nu la fel de mult la București, dar în alte zone, la țară, la, prin sate. Acolo s-au plimbat, nu, nu prea au stat prin orașe mari. Și acolo este, deci, de fapt, suflet. Am dus discuția către bunica <laughs> pentru că găsisem într-o povestire de-a dumneavoastră faptul că mergeați la pescuit cu bunica da. și că bunica v-a învățat și golf. <laughs> da, era un pescar iscusit. <laughs> da, m-a învățat bine. <laughs> Ea uh, a fost foarte strictă cu, cu noi copii, în orice caz, dar mai ales când a fost despre uh, golf și, și pescuitul. Și a fost frumos așa, pentru că am petrecut timp împreună fără orice în jurul no nostru și uh, quality time. Uh, a fost foarte bine așa. Dar uh, a fost momente când am venit acasă cu nu știu câte... Pește, 20, poate, <laughs> și nu știam ce să facem cu, 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 cu asta. <laughs> cu bunica mergeați la pescuit și petreceați uh, timpul acela uh, de calitate mm. despre care vorbeați. Cu bunicul, în schimb, petreceați timp de calitate în garajele de la Versoia. Și uh, v-a lăsat moștenire pasiunea pentru mașini. Uh, intra acolo, se spune uh, în România că. Există această vorbă, se bagă sub, sub capotă. Exact, Intră, exact. să repare exact, singur exact. sau doar admira mașinile. Pasiunea cu el a început când a fost mic. Pasiunea a fost descoperită prin clase paletine. Acolo a început, fiindcă a făcut parte din program mecanică, dar a cetat foarte mult cu bunicul, cu tatălui, fiindcă Regele Carol al ii n-a considerat. Că mecanica, ca o profesie, o pasiune, poate, ar fi ceva uh, potrivit pentru viitorul rege. Și de câte ori bunica mea s-a trezit cu tatălui în fața lui și el plin de ulei, murdar așa mai departe. Și râd acum, <laughs> fiindcă așa a fost chiar în copilărie mea. Uh, cu bunica meu uh, mă duceam, uh, poate în bucătărie sau uh, în hol, din când în când, el e acolo prin, plinul rei, nu l-a spălat pe mâini sau uh, haine, dar mai ales și, și, și bineînțeles în uh, atelier. Așa a fost el, facea în continuu ceva la Jeep, uh, jeepul lui, uh, sub capotă sau chiar sub de tot. Acum avea libertatea să, să facă ceea ce da, își dorea. Da, da, da. Să fie mecanicul exact, care visa. Exact, exact. Și chiar facea piese. Dacă piese n-a existat, el facea. Deci, cine nu știa despre un jeep, nu a merit, meritat să știe. La 27 de ani ați venit în România să vă stabiliți aici, da. fără să cunoașteți limba. Era o țară pe care ați întâlnit-o în poveștile bunicilor, bunicului și bunicii. Era o țară pe care uh, ați vizitat-o prima dată în 1992, alături mm -hmm. de bunicul, mm -hmm. cum ne-ați mărturisit mai devreme, dar acum era altceva. Ați venit la 27 de ani într-o țară despre care nu știați... 20 ani mai târziu. ...aproape uh, nimic sau știați foarte puține lucruri. Fui nu știați limba. Înainte să mă mut în România a fost un proces mai, mai, mai lung, să zic. Uh, m-am trezit uh, în 2007 și m-am gândit, pai în viitor, poate trebuie să iau decizii legate de România. Poate trebuie să iau decizii legate de mine și familie și România și așa. Am avut mai multe e ecuazii, să zic. Și Mama mea m-a spus o anumită lucru că, uite, dacă te duci acolo, trebuie să te, te îmbraci într-un anumit fel, nu poți să te duci oriunde, trebuie să vorbești într-un anumit fel, trebuie să mergi la nu știu ce evenimente este și un protocol și așa mai departe. Mi-a spus că nu ca o viață, sau o viață controlată. Nu mi-a plăcut asta, am fost un suflet mult mai liber întotdeauna și așa a fost viața mea până, până în acest punct. Dar uh, am învățat în viață că nu poți să iei o decizie după experiența altora. Trebuie să iei experiență după ce ai aflat, ce ai discutat tu, ca, tu care, ca uh, cel care va lua decizie. Trebuie să vezi cu ochii tăi și așa mai departe. Uh, și așa am făcut. M-am trezit un zi și am zis, gata, trebuie să... să înțeleg ceva. Pentru că, să înțeleg de la altcineva, este ochii. Lor, nu ochii mei. Bun. Am luat legătură cu matușa mea, cu unchiul meu, cu bunicii și am zis uite, vreau să înțeleg mai bine. Deci așa am făcut, am venit mai des în România, am vorbit cu mai mulți și uh, în decembrie 2009 am zis, sunt gata să înțeleg suficient să iau o decizie. Uh, fiindcă suport numele România, în numele meu, un buletin, n-a fost um, o opțiune să stau de parte de țară. Uh, M-am trezit cu, cu, cu asta, și că indiferent unde stau, sunt am, un ambasador cumva. Uh, și mai bine să reprezint sau să vorbesc despre țara mea venind din țară decât din exterior. Și a durat doi ani de zile să înțeleg ce înseamnă familie în România, ce ar fi rolul meu și așa mai departe. Și așa am zis, sunt gata, o să vin după facultate. Deci după facultate am terminat examen, a doua zi am plecat să călătoresc. Deci gata, e ultimul moment când pot să călătoresc ca un, un, om obișnuit așa. Și așa am făcut cinci luni, m-am plimbat prin Australia, prin Dubai, prin Europa, cu backpack pe spate și la sfârșitul lunii septembrie din uh, anul 2012 am m-am trezit aici, am, am aici cu roxa pe spate și a doua zi am început um, să zic așa, un rol public și muncă. Dar nu a fost chiar ușor, decizie, o decizie ușoară de loc. Poate um, că va inspira și modelul uh, lui Carol I. Și el, Venit în România fără să cunoască limba și fără să cunoască nimic despre cultură, despre cultura locului, cultură de care s-a atașat, uh -huh. s-a atașat de oameni, de națiune, vorbea despre uh, națiune ca fiind națiunea din sufletul lui. Uh -huh. uh -huh. V-a fost model care întâi? M-am gândit la el de mai multor, um, mai ales... În primii ani când am fost aici, știind că el a avut bagaj gata să plece din țară de mai multe Și așa m-am gândit la un moment dat că poate nu e pentru mine. Eu am fost foarte stresat, nu dormeam, a fost greu cu limba română. Și fiindcă viața mea s-a schimbat chiar peste noapte de un om obișnuit și am devenit un om public cu ochii pe mine orice ce ziceam a putut să fie și un că poate să fie criticat cumva sau înțeles cum vrea fiecare uh, a fost greu uh, el a venit la 27 de ani la fel ca mine născut în aprilie ca mine uh, a venit fără să știe nici, nici un pic de limba mă rog, am avut câteva lecții înainte să vin dar totuși până ești aici și poți să încerci să vorbești E altceva. Um, și, da, m-am gândit la el de foarte multe ori și, într-un fel, într fel sau altul, m-a dat curaj că totul va fi ok, dar trebuie să merg înainte și, când va fi momentul, o să fiu mult mai relaxat și o să înțeleg totul mult mai, mult mai bine. Înțeleg că era o povară acest titlu de principe pe care îl deținează de la 25 de ani. Cine v-a ajutat atunci să uh, vă integrați mai ușor? Nimeni. N-am avut un ajutor. Um, am venit a doua zi. Um, am venit, acolo e birou, secretară. Um, aici o să vă Mâine te duci la muncă cum ar veni. Și cam așa a fost. Am tot cerut feedback să înțeleg dacă fac bine. Am zis ok, mă îmbrac corect uh, și așa mai departe. Um, și tot timpul am primit feedback uh, pozitiv um, și da, am fost foarte zic așa um, uh, uh, am luat în considerare absolut tot ce faceam și poate faceam ceva greșit um, e normal, până la noi toți facem lucruri greșit mai ales când este vorba de poate un irachie în familie sau, sau la muncă am um, un protocol pe care este ceva foarte nou. Um, deci, nu am vă, tot timpul. Vă, vă consultați să... cu mama, cu bunicul, cu, cu mătușa? Mătușa și un meu, mai, mai degrabă. Și din când în când cu bunica meu, când l-am văzut ori în țară sau, sau în Alveția. A fost un moment când v-ați gândit să vă întoarceți în Anglia? M-am gândit de câteva ori, pentru că a fost chiar greu, cum am zis, um, dar când m-am gândit la, la Carl I, am avut curaj și să merg, să merg înainte. Um, asta a fost important. Um, și. Nu. No, am luat decizie și am zis gata, am luat decizie la fel. Nu pot să mă întorc acum pentru că decizia a fost prea importantă să sau doi ani de zile să tot să vorbesc, să descoper, știind că va fi greu, dar misiunea e mai mare față de mine și față de familie. Și asta trebuie să fie o prioritate. Că eu provin din această familie și tot ce reprezentam, mai ales dacă stau în România, asta trebuie să fie pe primul loc. Nu noi în sine, poate nici nu familie din când în cun. V-ați implicat în acea perioadă în România, în acțiuni de caritate, în campanii de ajutorare. Sunt foarte multe campanii asociate cu numele dumneavoastră. Dar la un moment dat apare momentul când, printr-o decizie luată de bunicul, vi se retrage titlul de, de principe. Și până atunci erați al treilea în. Ordinea de succesiune la tronul României. Știu că ați avut uh, suficiente uh, intervenții pentru a explica cu decență credința dumneavoastră, ce ați crezut despre acel moment. Pe de altă parte, în uh, această, însiajul acestei decențe pe care ați avut-o și, până la urmă, respect față de bunicul dumneavoastră, n-ați contestat niciodată au apărut o soiul de speculații. Vă reproșați vreun lucru? Oricine suntem, în orice funcție în viață pe care o să, să avem, o să facem greșeală. Dar ce faci după ai recunoscut sau nu, depinde, depinde foarte mult de tine și ce om ești. Eu am recunoscut anumite, poate greșel, poate nu sunt greșel, asta e pentru fiecare să spună. Am, am recunoscut că am făcut anumite lucruri. Um, dar uh, nu am încredere că mea, meu um, a semnat acest document și am zis asta de mai multe ori în presa. Um, dar este important ce facem înainte. Și am zis, am zis că uite... Am luat responsabilitate pentru orice ce am făcut um, cu oricine am greșit sau nu. Am uh, să zic așa eu dorm în okay, noapte. <laughs> ok. Altitudine. Și în 2017 um, cred că a fost o mare schimbare. Lucrurile s-au schimbat foarte mult uh, uh, în spațiul public și în privat, nu numai pentru mine, dar și pentru, pentru familie. de altfel, în urma uh, acelui uh, gest pe care l-a făcut, l-ar fi făcut, să formulăm uh, uh, corect, mm -hmm. să nu corect, l-ar fi făcut bunicul, a existat un val de simpatie de neimaginat la adresa dumneavoastră. Și n-aș vrea să intrăm acum în, într-un teritoriu, într-un teren al bănuielilor, al suspiciunilor și al, al speculațiilor. Pentru că se știe cine și amintește și amintește da, exact da, da. tot ce s-a discutat la acel moment. A fost și mama dumneavoastră supărată printr-o scrisoare publică și a arătat cumva supărarea. V-ați împăcat între timp? Uh, indiferent ce scrisoare a fost făcut public sau nu, uh, vorbim. Vorbim. Uh, eu spun părerea mea în continuu uh, și ea și veți merge înainte. Până la urmă, cred că fiecare dintre noi, indiferent ce, uh, ce credem sau nu, avem voi avem dreptul, trăim într-o țară liberă și avem dreptul să avem o părere. Uh, dar. Uh, nu, cu mama mea vorbim și. o să vorbim în continuu De altfel, ați fost întotdeauna uh, atașat, în mod firesc, de mama dumneavoastră, uh -huh. de Principesa Elena, cea care v-a ținut în, uh, în preajma ei de mic și uh, v-a arătat în permanența dragoste. Dar. Uh, vorbeam despre acel gest. Aș închide acest subiect, uh -huh. remarcând faptul că ați avut la acel moment puterea, exact așa cum spuneați mai devreme, de a vă asuma, Dar a arăta bărbăție. Atitudinea a fost o atitudine directă, o atitudine uh -huh. de asumare, de responsabilitate. Ați avut și opoziție față de subiectul și Relativul motiv, poate că au fost altele, poate că nici nu să nu le știți pe toate, de motivul acelui gest, da. respectiv asumarea unei paternități și ați. Uh, uh, S-a încheiat, încheiat totul. <laughs> România va a primit, v -a surprins, uh, România va a luat la un moment dat, dacă ne referim la acest moment, 2017, dar va a dăruit o mare iubire. Ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră, uh -huh. Alina, a României. Și aveți doi copii superbi. O fetiță Mulțumesc. și un băiat, Maria Alexandra și Mihai. Cum ați cunoscut-o? Uh, în acea vreme, eu lucram cu... Asociație curte veche și editură, bineînțeles, um, și atunci am avut o campanie cu um, copii și lectură. Uh, și în 2014 am anunțat că o să fac un tur prin România um, și a auzit de un tânăr, un tânăr și un om public care vrea să facă ceva. Cumva, la un moment dat, a luat legătură cu editură, că vrea să sprijine uh, și așa a făcut. A făcut ea și anumiți prieteni de, de a ei uh, o donație și după uh, cautam uh, uh, anumite produse să, uh, să vindem și m-a ajutat și am rămas în legătură. Și a fost, dragoste. <laughs> a fost dragoste la, la prima vedere. Uh, cred că da. <laughs> da. Și cine a făcut primul pas? Dumneavoastră, probabil. Așa funcționează în România, cred. <laughs> da. V-ați căsătorit, a fost o căsătorie extrem de frumoasă, și astăzi dragostea v-a adus și vă aduce, vă poartă, și astăzi împreună. Și dragostea v-a adus și cei doi uh, copii. Maria, Alexandra, Mihai. Înțeleg mm. uh, cine a ales uh, numele și conotația. Noi am ales împreună. Nu a fost, uite, eu vreau pentru că a puțin, eu, uh, a de, mă rog, din familie așa mai departe. Nu, a fost o decizie comună, că foarte mult ce facem. Uh, cu Maria Alexandra uh, de fapt, ea zice că n-a făcut o listă, dar în secret cred că a făcut o listă cu nume. Așa vreau să zic, dar o să ceată cu mine. Eu am făcut o listă în orice caz cu nume pe care le-am l mi l-au făcut atunci, printre care erau Maria și Alexandra. Maria pentru că e după mama, ea e Alina Maria. Uh, Regina Maria, la fel, uh, și nume în sine sună bine, este internațional, e un nume de sfânt, de sfântă, sfântă Maria, așa. Uh, Alexandra, la fel mi-a plăcut numele, nașă noastră de a total Alexandra, dar uh, și este important pentru mine, pentru copiii mei sau pe cine să, să, să uite că. Asta e un exemplu. Persoana respectivă este o inspirație. Și m-am gândit la Mike Alexandra. Să aibă un punct de referință. Mike Alexandra fiind principe siliană. Uh, Mihai uh, este un nume de familie, nu unul de Eu sunt Mihai. Vărul meu e Mihai. Uh, cumnatul meu este Mihai. Uh, bunicul e Mihai. Uh, și și Mihai vitazu care este și un simbol foarte puternic pentru această sală. Și, și bunicul meu, bineînțeles. Uh, și ne a plăcut numele. Și așa... Așa... Da, așa a fost. Cum te curge o zi în preajma celor doi copii? Fetița are acum un an și opt luni. Da. Spune, evident... Uh, uh, a trecut de perioada în care gângurea și spune tata, spune mama, cum decurge o zi în preajma? Cel băiețelul e, e, mai mic. E mai mic, da, uh, aproape trei luni are. Uh, de curând la ce botezat să vă trăiască. Mulțumim. Fetița uh, va animă casa? Uh, uh, ea yeah, e yeah, să zic așa, <laughs> uh, pe parter, uh, cu jucării și nu numai. <laughs> Uh, da, pe el uh, am trecut prin toate etapele și am revenit la prima, nu, a doua etapă de gelozie. Uh, dar uh, iubește, vrea să ia în brațe, uh, dar, da, avem momente de criză E mai când atașată e, de, e mai atașată de tata acum. Eu nu vreau să zic. <laughs> <laughs> în perioada în care probabil mama e alocă timp mai mult bebelușului. Așa este, așa. Mă ocup mai mult eu de, de noastră, fiindcă, bine, cel mic este foarte, e foarte atașat de, de, soția mea. Deci, când sunt acasă, mă ocup de, de ce mică și mâncare de, de bai... Are, are o mâncare preferată? Uh, da, uh, catoptulș. Cine uh, îi gătește? Dumneavoastră? Încerc să gătesc, <laughs> dar soție este să <laughs> în casă, dar uh, gătesc, pentru că am mai mult timp, fiindcă mă ocup de e mică și pot să stau uh, mai liber, să zic așa. Um, altfel, avem noroc că avem niște... Avem bunici, mă rog, copiii au bunici, socrii mei sunt uh, uh, un sprijin extraordinar pentru, pentru noi și sunt foarte implicați la fel, care e, fo e foarte bine asta, să, să fim împreună ca familie așa, uniți. Pentru că socrii dumneavoastră știu că v-au susținut și în acele momente, v-au susținut întotdeauna și au fost alături de dumneavoastră. Credeți că la acest moment Monarhia, sau poate în uh, viitorul apropiat monarhia ar mai uh, reprezenta o soluție pentru România? Uh, primul rând, uh. dacă ne uităm în sănătate, unde este o monarhie constituțională, funcționează foarte bine, țările sunt cei, cele mai stabi, stabile și cred că așa cautăm, să fim mai stabili, să fim mai uniți, să avem o identitate și așa mai departe. Uh în România din 1948 până în ziua de astăzi este prima perioadă de Republică. Și într-un fel sau altul, în diferite forme pe care a avut-o România pe, uh, -o cut, a fost o monarhie într-un fel sau altul. Um, și s-a funcționat. Mai recent, E mult mai ușor să, să, să facem o comparație mai, cu anii 20, poate, uh, 30 uh, și nu numai. România a fost uh, o putere. O putere. În acea perioadă și prin... Și nu numai, nu numai, a început și, și înainte, cu, cu venirea regiului Carol, Carol I în țară. Uh, el a pus uh, De altfel, fundația Marea în Marea Unire este legată de către de Casa Regală și de istoria Casei Regale și toate momentele de glorie da, ale, da, da, da. ale României. Dar trebuie să, să ne uităm în jurul nostru astăzi. Ce avem? Avem o republică și avem o instituție, Casa Regală, care funcționează cum ar fi o monarhie. Dar cum așa? Este un semn de întrebare. Adică tot ce face Casa Regală a făcut o muncă uriașă până acum, în ultimii 30 ceva ani. Uh, și a fost în permanență acolo. A fost stabil. A reprezentat uh, această țară cu mândrie, cu demnitate. Am fost uniți sub coroană. 10 mai încă este sărbătorit. Sor nu, mai, nu cred că trebuie să mai zic altceva, fără că, da, cred că se poate. Se poate. Uh, ce urmează, cred, este, poporul trebuie să fie magicat. Ce înseamnă monarhie în afară de această idee frumoasă și să, să ne gândim la anii 20-30, când a fost o putere. Dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă o monarhie constituțională? Ar fi minunat să pară la la televizor o dezbatere, o dezbatere echilibrată pe această temă. Să înțelegem cu toții mai bine și să avem o comparație poate între republică și monarhie. Nu e vorba de propaganda aici. Este ok. Ce funcționează cel mai bine pentru țară și popor? Poate că românii nu cunosc cu adevărat chipul monarhiei ce înseamnă, ce presupune. La ce să zic, zic. Să le, Trebuie să fie educat acum, poporul, cumva, într-un fel sau altul. ce faceți, cumva, prin campania pe care o derulați în școli? Într-adevăr, dar e, e prea puțin. Uh, și mă ocup mai mult de elevi de la 13 ani în sus. Uh, ok, este viitorul acolo, dar uh, totuși, uh, toată lumea, la generația mea, nu prea are o uh, înțelegere. De, și puncte de reper. Exact. Și este vorba și de un reper, o stabilitate. Un personaj care e cu coloană dreaptă, zi cu zi și merge înainte în diferente provocări. Uh, dacă ne uităm la politicieni, azi e cineva peste o săptămână, o lună, e altcineva. Și, și cum poți să construiești așa? Instabilitate. Exact. La un moment dat ați fost întrebat dacă vi s-ar propune să fiți rege, dacă dumneavoastră considerați că aveți cumva capacitatea aceasta și puterea de a reprezenta România. Asta și ați, a fost o întrebare din ați avut, 2008, cred. Și ați avut un răspuns <laughs> interesant. Astăzi și ați răspunde? La fel. La fel. Dar acum am o înțelegere mai bună deasupra țării și poporului. Um, fiindcă locuiesc aici, locuiesc între oameni, printre oameni um, și am activitate publică și privată, cresc familia aici, um, aici acasă. Um, dar răspunsul, răspunsul e la fel. Mai purtați supărare cuiva astăzi? Um, e foarte greu pentru oricine să treacă peste o ceartă, poate și nu mai, dar până la urmă, indiferent de asta, trebuie să lasăm lucrul unde sunt și mergem înainte. Um, să super din când în când, um, dar nu consume energie pe, pe, pe acest lucru acum. Um, și dacă asta are m ține pe loc. De fapt, e greu din când în când, când mă gândesc la anumite lucruri. Bineînțeles, am o supărare de la anumite lucruri, uh, dar ce este important este lasă las asta unde a fost, uh, țin asta pentru mine și merg înainte și trec peste um, problemele sau probleme um, și așa. Atunci Pot tu... să stau foarte supra pe mama cu ce a declarat, dar pentru ce? Nu mă ajută cu nimic. Nu pot să construiesc altfel. Dar credeți că acea declarație a mamei a aparținut într-adevăr mamei? Cred că cu toții știm răspunsul ăsta. Cred că mama mea poate a avut ceva de zis pe acest subiect, dar mama mea știm cu toții că nu este neapărat un om public mai degrabă, a apărut o declarație politică. În perioada aceea de singurătate, că ați fost singur cumva în fața celorlalți, vorbeați cu Dumnezeu? Da. Da. Îi cereați să vă ajute? Da. Da. Ca bunicul meu, uh... Diferența între mine și bunica mea pe acest subiect este că bunica mea a fost educată mic uh, și cu Biblie și totul. A fost încurajat să meargă prin biserici, să stă acolo, să rugă și așa mai departe. Uh, în copilărie, părinții mei uh, m-au încurajat să, să merg la biserică. M-am dus în fiecare uh, duminică și a zis: Asta trebuie să faci până. Uh, Până ajuns să uh, ai 18 ani, atunci poți să iei decizie pe, uh, după experiență, voastră și cum crezi tu. Um, și cam așa a fost. Um, dar bunica mea s-a apropiat și mai mult de biserică când a fost provocat. Um, am realizat că eu am făcut același lucru. Uh, a fost o coincidență. N-a fost că, uite, bunicul cum a am făcut asta, ce trebuie să fac N-a fost așa. Eu am fost provocat și am găsit mai multă liniște în sufletul meu uh, când mă duceam la biserică, în diferite țară. Indiferent dacă a fost uh, o biserică ortodoxă sau nu. Ce a fost acolo lângă mine m-a ajutat de, de când în când. Uh, și acum sunt, uh, pot să zic, sunt aproape de, de biserică. Am fost pe Munt Latos, merg des pe la mănăstiri prin România, am relații bune cu mai mult din, da, da, indiferent de, de în biserică. tocmai am fost pe la Hurez, în mănăstirea Hurez, de două ori, de fapt, într-o săptămână, fiindcă am avut drum acolo și am, de fapt am făcut purete în acum doi ani de zile cu uh, două maiști de acolo și da, merg în vizită la ei și merg și la, la slujba acolo cu am drum și nu numai acolo. Dacă ar fi astăzi să aveți 27 de ani, să fiți atunci, ce ați îndrepta? Cred că, din când în când, e mai bine să stai, uh, să nu zici nimic și să tuiți mai mult ce este în jurul tău înainte să, să vorbești. Um, dar ca un om care trebuie să înțelagă ce este în spatele deciziei, poate, um, sau evenimentului, sau așa mai departe, pun întrebări. Uh, poate am fi schimbat astăzi să stau mai așa tăcut și să să mă uit mai, mai, mai bine uh, cu ochii mai de mai degrabă. Uh, altfel, nu cred că aș schimba nimic. Vă ascultam mai devreme și era o paralelă între bunicul dumneavoastră și dumneavoastră și cumva uh, evident, contextul politic este cu totul altul. Uh, epoca este alta, uh -huh. dar și el după momentul 1948 a avut parte de nedreptăți și dumneavoastră după 2017 decembrie ați avut parte de nedreptățile uh -huh. dumneavoastră. Dumnezeu va uh, întărit și sub o formă sau alta uh, îmbrățișați uh, destinul bunicului da, uh, se poate să fie așa. Uh, de nou, o coincidență. Așa sunt format și mă simt. Uh, trebuie să fac anumite lucruri. Uh, și asta mă ajută. Principe Nicolae al României, mulțumesc mult pentru această întâlnire. Și găsesc faptul că discuția noastră de astăzi poate fi o explicație, o lămurire pentru ce înseamnă casa regală. Exact ce spuneați mai devreme, că România trebuie să afle despre monarhie, despre valorile ei, despre casa regală. Mm -hmm. Eu mulțumesc mult și... Da, fiindcă vorbim despre Asta puțin. Pot să zic două lucruri. Cu drag. Când e vorba de casă regală, să ai un rege, un li lider adevărat. exemplu este regele Carântei. Să faci parte în casă regală și să fii regină și să fii regal, care este și mai important. Este regina Maria. Și când trebuie să fie un om obișnuit printre oameni, printre țărani, dar știa când să fie regină. Comportamentul ei, din prima zi în România până la ultima zi, ea a fost definiție pentru cuvântul regal și comportamentul și să fii regal. De ce a fost și atât de iubită da. regina Maria? Una dintre cele mai uh, iubite uh, regine eu mulțumesc încă o dată și vă las un gând bun. Vă las un gând bun. Pentru mine a fost o bucurie de a afla legăturile cu bunicul, legăturile cu bunica, cu Regina Ana, de a-i descoperi prin ochii nepotului, copilului, cel care a fost acolo și de a revedea acest tablou pe care l-ați adus uh, acum în discuție cu bunicul Murdar de, de ulei, cu bunica la Pescuit mm -hmm. și cu toate aceste legături care uh, v-au întărit și au făcut parte din uh, și v-au construit și au făcut parte din uh, viața dumneavoastră. Mulțumesc uh, tare mult. Vă mulțumesc pentru invitația! Dragilor, noi ne revedem săptămâna viitoare după această lecție de istorie. Săptămâna viitoare vă propun o altă ediție, o ediție surpriză. Ne revedem sâmbătă, ora 19. Gânduri bune până atunci!